Inflația este influențată în continuare de prețul energiei, a declarat președintele PSD. Marcel Ciolacu a susținut însă că în România nu este criza alimentară și că s-au luat măsuri în premieră pentru sectorul agricol. Inflația aproape 42%. M-am uitat și eu pe cifrele de la Institutul Național de Statistică. Este influențată în continuare de prețul de la energie, deoarece companiile nu au reușit să închidă toate compensările. Este posibil că dacă Ministerul Energiei închide acest capitol cu compensările pe energie, inflația să mai scadă, urmând apoi să facem față inflației care vine din zona euro, a afirmat Ciolacu la sediul PSD. Întrebat cum comentează faptul că în România inflația a avut o creștere record, ajungând la 13,8%. El a menționat că scăderea inflației depinde de cât de bine se mișcă Ministerul Energiei în perioada următoare. Marcel Ciolacu a mai spus că reprezentanții coaliției de guvernare caută noi soluții pentru sprijinirea populației cu venituri mici. În primul rând, avem un pachet de măsuri pentru susținerea românilor în implementare și căutăm soluții să venim și cu alte măsuri în perioada următoare. Cred că cel mai bine este să ne terminăm discuțiile și să avem toate cifrele din interiorul guvernului, apoi vom lua decizia politică, pe care, mai mult ca sigur, împreună cu premierul, o să venim la presă și o să anunțăm, să afle toți românii. Cred că este nevoie să venim cu anumite măsuri, a afirmat acesta. Liderul PSD a subliniat că nu este criza alimentară în România și a făcut referire la planul de măsuri pentru agricultură. Este pentru prima oară când venim cu 10% bonus pentru cei care procesează în România. Nu s-a mai întâmplat asta. Nu pot fi efecte într-o zi. Nu s-a strâns recolta ca să avem ce să proceseze. Să avem răbdare, a declarat Ciolacu.